Asta să înțelegeți ce înseamnă mentalitate de român, de om prost, de om limitat, de om care nu știe să zâmbească, care nu știe. Sunt extrem de dezamăgit, extrem de dezamăgit. Lasă să vede, am încercat să ștergi, nu se duce. Da. Asta înseamnă să nu știi de glumă. Frate, dacă nu știi ce aia ironie, sarcasm, pamflet, da? Stai în casă, bă. Am mers la poliție deja. E clar că scrie în română, e clar că ne mai facem încă o dată de rahat în fața străinilor. Asta faceți, asta e mentalitatea noastră a românilor. Mai spuneți că eu exagerez cu ceva prin filmulețele alea de rahat pe care nici nu o să le mai fac. Deci nici nu le mai fac. Îmi pare rău că am încercat să vă educ, n-am cu cine, deci nu am cu cine. Stați liniștiți, camerele, da, v-au înregistrat, v-au văzut, nu e nicio problemă. Nu am nevoie de absolut niciun ban, deci ca să ne înțelegem. Dacă o să vă prindă poliția, eu nu am nevoie de niciun ban. Dacă aveți ceva cu mine, trebuia să veniți să-mi faceți mie, nu mașini. Iar eu, dacă vă prinde poliția, numele alea o să apară și eu o să vorbesc cu voi față în față, fără să am nevoie de niciun ban la voi.